Știu ce o să spuneți. În sfârșit, Giurgia și Bratu ajung să conducă mașina lui Bruce Willis din The Fifth Element. Din păcate, nu este încă momentul, dar avem o legătură cu evenimentul la care am venit la Cité du Cinéma din nordul Parisului, studiourile susținute de celebrul Luc Besson. Suntem aici pentru a face cunoștință, pentru a vedea în premieră noul SUV compact Renault. Cancian. Cancian. Jurnaliștii din spatele meu, care nu o f***a iurea pe internet, sunt preocupați să afle ce înseamnă Cagiar. Cei familiarizați cu istoria vor recunoaște că aceasta este denumirea romanizată a dinastiei Cagiar, care a domnit între 1785 și 1925. Renault spune însă că numele este format din doi termeni. Cad, de la quad, adică ATV, și jar, de la verbul jair, care înseamnă a țâșni, a porni puternic. Adică așa un... Adică un quad care țâșnește. Le spui celor de la Renault că și-au construit propriul Qashqai, se vor supăra pe tine. Dar adevărul este că Renault Kadjar folosește aceeași platformă cu cea a crossover-ului Nissan. Kadjar are 4,45 metri lungime și 1,84 lățime și va fi disponibil atât cu tracțiune față, dar și cu tracțiune integrală. Ne-au adus la Paris să vedem mașina, să o filmăm, să o pipăim, dar nu ne lasă la interior. Avem însă câteva imagini și informații oficiale care ne vor ține de cald până la salonul auto de la Geneva. Știm că Renault va oferi la interior a doua generație a sistemului de infotainment R-Link și că în portbagaj vei putea depozita 472 de litri. Mai mult decât atât, și că există spații de depozitare prin interior unde poți arunca chestii mici care pot însuma până la 30 de litri. Noul Kadjar va fi disponibil în România începând cu luna august a acestui an. Odată ajuns la Geneva, am aflat că intuiția lui Bratu s-a dovedit a fi adevărată. Kadjar va fi disponibil la vânzare cu o motorizare pe benzină TCE și cu două unități diesel, toate disponibile și la noile SUV-uri compacte Nissan. Pentru amatorii de benzină este disponibil motorul 1.2 TCE cu 130 de cai și 205 Nm, ce poate fi comandat doar cu o cutie manuală cu 6 trepte. Cutia cu dublu ambreiaj este disponibilă doar pe motorul diesel DCI de 110 cai putere, care însă vine doar cu tracțiune față. Dacă vreți un diesel 4x4, atunci aveți la dispoziție motorul diesel de 130 de cai, dar el vine doar cu transmisie manuală cu 6 rapoarte. Ați amețit deja, nu? Ei bine, și noi. În încheiere, vă mai spunem doar că noul Kadjar va fi produs la fabrica mărcii din Spania, dar va deveni și primul Renault construit în China într-o cadență de 150.000 de unități anual.